E sătul de agenții neserioși și eu. Nu spun că sunt eu neapărat miezul, pentru că mai am colegi în piața imobiliară care își fac foarte bine treaba și clienților sunt foarte mulțumiți. Dar fii atent cu cine vei lucra pe viitor și în momentul de față îți spun câteva întrebări pe care să le pui unui agent imobiliar ca să-l închizi dacă e nepregătit. Prima întrebare pe care trebuie să o pui unui agent imobiliar cu care vei dori să colaborezi este despre experiența lui în piață. De cât timp este agent imobiliar și în ce companie este el, care la rândul ei să-l ajute pe acest agent imobiliar să-ți vândă proprietatea. A doua întrebare este despre background-ul lui. Cât de multe apartamente sau proprietăți a vândut în zona în care tu ai proprietatea respectivă. Despre promovare. Unde va promova și cum, atenție mare, și cum va promova acea proprietate. Aici vorbim despre o promovare adecvată proprietății tale. A patra întrebare, atenție mare, dacă îți va cere bani pentru promovare, pentru că deja au apărut agenți imobiliari, așa zici agenți imobiliari în piață care cer bani pentru promovare. Și a cincea întrebare pe care ar trebui să-i o pui unui agent imobiliar este despre acest job. Dacă în acest job este part-time sau full-time. Dacă este part-time, fugi. Dacă este full-time, este ok. Întrebările acestea te vor ajuta să-ți dai seama dacă ai în fața ta un profesionist capabil sau, mai bine, îți vin singur proprietatea.